Băie și fete, astăzi vă voi arăta top 100 mituri creepy de pe TikTok în Minecraft. Astăzi vom testa cele mai creepy mituri de pe TikTok în Minecraft. Băie și fete, videoclipul de astăzi este unul foarte, foarte creepy și interesant, deoarece am ales 3 mituri super creepy și populare de pe TikTok pe care urmează să le încerc în Minecraft, fraților. Înainte să începem, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal și eu zic să-i dăm drumul cu episodul, fraților. Acum suntem în punctul de a începe primul mit din acest episod și totodată, în opinia mea, cel mai ușor mit pe care l-am văzut până acum. Mai exact, vom face mitul lui Faceless Steve, adică Steve fără față. Hai să vă zic care este povestea acestui caracter. În primul rând, hai să vă zic cum se face mitul. Deci, mitul constă în ce să vedeți, să-l găsim pe Faceless Steve, adică pe Steve fără față. Și ca să facem chestia asta, trebuie efectiv să facem 3 lucruri. În primul rând, să avem un skin de Alex sau alt skin, dar nu, deci nu trebuie neapărat să nu avem skinul de Steve, adică nu avem voie să avem skinul de Steve. Trebuie să intrăm pe seed-ul pe care chiar acum îl aveți pe ecran, -64, nu mai știu cum, ceva de genul, și să fim pe versiunea de Minecraft Bedrock. Însă hai să vă zic, boys, care este treaba cu Faceless Steve și de ce monstru ăsta e atât de creepy. Ei bine, băieți, Faceless Steve este un Steve fără față și el, totodată, acest Steve fără față, într-un fel e foarte trist și supărat pentru că nu are față și s-a refugiat pe o insulă pustie cu un village, adică fix insula din față. Dacă o să băgați pe versiunea de Minecraft Bedrock, o să băgați seed-ul ăla care este -64, habar nu am cum, o să vă spawneze fix în locul ăsta unde am și eu bunușul, adică o să vă spawneze fix aici și dacă vă spawnează aici, o să vedeți acolo în față acel village și că pe acel village se află Faceless Steve, adică Steve fără față. Bă, nu știu dacă e adevărat sau nu, nu vreau să dau creative, nu vreau să fac absolut nimic, vreau efectiv să-mi iau toate chestiile astea și să mă duc acolo să văd care-i treaba, nu vreau să stric absolut nimic. O să luăm toate itemele, că poate avem nevoie de ele și o să mergem pe insulă să vedem dacă îl putem găsi acolo pe Faceless Steve. Bă, eu sincer nu știu ce să zic, boi, sunt așa 50-50, nu știu dacă o să-l găsesc sau nu, însă urmează să căutăm, a trebuit să fie pe insula asta, aici s-a refugiat el pentru că e foarte supărat că nu are față. O să vedeți că e super creepy și din câte am înțeles se teleportează, se comportă într-un fel, se comportă ca un Enderman sau ceva de genul. Urmează să vedem. Bun, deci am ajuns pe insulă. Hai să luăm, în primul rând, nu să intrăm în case neapărat, să ne uităm prin case, să ne uităm și pe aici, să vedem dacă o să-l putem găsi pe undeva, să ne uităm și pe aici. Vreau să mă uit absolut peste tot, boys. Așa, la prima vedere, numai o să mă uit prin case, nu o să intru în fiecare casă, însă în cazul în care nu o să-l găsim, o să zic că mai am o speranță și o să mă uit. Bă, ce-i asta? Bă, era cineva acolo, ia asta-i man, deci nu cred că l-am găsit. Oh, era ăsta, bro, uai, credeam că l-am găsit pe fe... Bă! Bă! Oamenii mei, l-am văzut! Bă, l-am văzut, stați! Am voie să mă uit la el sau ceva de genul? Bă, nu o să mă uit la el. Fiți atenți că nu vrea să te uiți la el. O să mă uit așa, fiți atenți, uitați-vă acolo. Uitați-l acolo, bro, bro, el se uită la mine, bă. Bă, e Faceless Steve. E Steve fără față. Uitați-l acolo, fraților, în stânga. Bă, se uită la mine. Uitați-l în stânga. Gen man, bă, uitați-vă la el. Uitați-vă, l-am găsit pe Steve fără față. Uitați-l chiar aici, s-a teleportat. S-a teleportat, bro. Bă, m-am uitat la el și s-a teleportat. Ok. Bă, unde e acum, man? Bă, deci v-am zis că dacă te uiți la el o să se teleporteze. Dar nu știu unde. Bă, l-ați văzut, bă. Bă, era acolo. M-am uitat la el și s-a teleportat instant. Ok, ok, l-am văzut. Mamă, deci l-am văzut. Bun, și am prins și pe filmare asta să văd dacă filmez. Da, deci filmez deja de aproximativ 4 minute. Let's go. Bravo, bravo, bravo. Bun. Bun, oamenii mei, stai să vedem dacă îl mai găsim pe aici. Că nu cred că, bă, de naiba s-a teleportat, adică sub apă... Mamă, ce să știa? What? Ce să ia? Bă, sub apă nu cred că s-a teleportat. Da... Bă, ăsta... Chiar... Bă, mă, lași în pace. Bă, ăsta chiar a plecat de pe insulă, gen? Bă... Bă, mitul e adevărat, a... Unde e... Steve? Bă, ok, oamenii mei, bă, mitul e adevărat, adică ați văzut și voi, da. Da, bă, de ce mă mișc singur?
Parcă vine cineva după mine, deci pe bune vă zic. Dar nu știu care-i treaba. Deci, boys, nu știu unde s-a teleportat Steve. Vedeți că nu, efectiv, nu am tăiat nimica la edit. A fost videoclipul lin. Nu l-am găsit niciunde, adică... Se auzi ceva? Bă, se aude ceva! Cred că e prin apropiere, boys, dar nu-l văd. Adică nu cred că ar trebui. Deci m-am uitat efectiv pe toată insula. Înseamnă că a plecat de pe insulă și îl caut degeaba ca un prost. Bun, fraților, deci bă, primul mit a fost adevărat. Deci nu mă așteptam ca Faceless Steve să fie pe insula asta. Asta l-am văzut, însă fix în momentul în care ne-am uitat la el, era acolo în stânga, stăteam așa gen și el era în stânga acolo. Fix în momentul în care ne-am uitat la el, s-a teleportat. Ideea e că eu mă gândeam că o să se teleporteze ca un Enderman. Adică se teleportează în dreapta, stânga, nu de pe insulă. Adică, bă, a scris pe chat: give me your face, dă-mi fața ta. Bă, a scris pe chat. Nu, oamenii mei, nu, că eu o să ies de pe lumea asta de Minecraft. Mă uit să văd dacă e pe aici. Poate e pe aici și de-aia a scris. Ba, da mesaj pe chat. Aici, aici ceva, a nu, stai să știam. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, fraților, că eu... Da, eu o să ies de pe harta asta de Minecraft. Băiatul ăla... Ok. Ăla a scris pe chat. O să ies, băieți, și hai să mergem la următorul mit. Bun, fraților, chiar acum se încarcă a doua lume de Minecraft pe care chiar acum am intrat. Ok, ok, bun. Hai să vă zic, boys, care este al doilea mit din acest episod. Vom face de data aceasta mitul lui Grim Reaper. Mai exact, am intrat pe seed-ul de Minecraft 1111, adică 1 de... 11 ori și cică dacă intri pe acest seed o să fii urmărit de către Grim Reaper, adică cel mai mare stalker din Minecraft. Deci l-ați văzut chiar acum pe ecran pe frățiorul Grim Reaper, fraților. Eu am setat să primești un bonus chest, deci ar trebui să am un bonus chest undeva pe aici și se zice că efectiv pe harta asta, bă, ești non-stop urmărit, adică o să vezi cruci, o să vezi flori, o să vezi sign-uri, efectiv peste tot, pentru că tu ești urmărit de către Grim Reaper. Asta urmează să aflăm, ați văzut că fix acum am creat harta, ideea e că mitul ăsta merge numai pe Minecraft Bedrock și Minecraft pe telefon și zic pe acele Minecraft-uri. Iar acum, fraților, eu zic să mergem așa, adică văd că am aici un village, dar nici urmă de către Grim Reaper. Bun, ăsta nu... Nu știu, man, deci nu știu. Adică o să stau pe hartă undeva la... Să zic, uite, opa, uite ce face asta. Bă, ce-i cu floarea asta? Bă, există floarea asta în Minecraft? Bă, de ce îmi dă... Dă asta? Care-i treaba cu floarea aia, boys? Ok, ok, bă, deci o să stau undeva la 2-3 minute pe harta asta, fiți atenți, o să stau undeva la 2-3 minute sau fiți atenți, băi, la ce mă gândesc, deci ne mai mergem puțin și după dăm time set night, dăm să se facă noapte, să vedem dacă atunci o să vină Grim Reaper după noi, dar momentan nu văd nicio apariție creepy pe aici. Opa, ba da, acolo în fața e o cruce sau ceva de genul, nu e absolut nimica. Bă, nu văd nimica, băieți, haideți să fiți atenți, ca să fie mitul mai interesant, să vedem dacă merge pe bune. Opa, ce-i aici? Bun, da, nimic interesant, fii atent, spargem ăsta, hai să dăm time set night, să facem noapte, stați. Ha, mă, lasă-mă aici, frate meu, bun, deci o să stăm așa și o să scriem aici time set night. Bun, s-a făcut noapte, fraților. Opa! Mama, deci, dead, moarte în stânga. Bă, ați văzut? La comandă, am făcut noapte și a apărut ăsta. Bă, a fost o comandă, efectiv. Mi-a zis moarte, uite-vă, a pus o torță. Bă, voi vedeți cum apar chestiile astea. Deci, bă, versiunea asta de Minecraft Bedrock e cea mai tare pentru mituri. Deci, bă, bune. Minecraft Bedrock, adică Minecraft pe telefon și toate astea pentru ăsta. Bă, ia lasă-mă în pace. Bă, uitați-vă la el. Bă, dai! Ce se întâmplă? Bă, ăsta a pus toți scheleții ăștia să dea după mine? Mi-a lăsat să mă împace, mamă. Deci, bă, ale erau de la el. Deci, boys, frații mei, uitați-vă acolo, cruce, what? Bă, ce-i asta? Deci, alea, de fapt, erau de la el. Bă, încă o cruce. Bă, uitați-vă câte cruci găsesc. Ce-i asta, man? Bă, e creepy. Ia să vedem acolo în față un copac tăiat. Deci, cred că dacă am fugit de el... Se aude ceva. Uite-vă acolo încă o torță.
Bă, nu știu care-i treaba, man. Mamă, și nici nu mai am d-astea. Uite, trebuie să-mi iau, să mănânc d-astea. Bun. Bă, frații mei. Deci Grim Reaper ăsta, dar cred că am scăpat de el, nu? Bă, deci pe bune, e mitul adevărat. Grim Reaper e cel mai mare stalker din Minecraft, în cazul în care nu știați. Bă, bun. Păi și atâta, nu? Adică am scăpat de el, am fugit și am scăpat. Că sau? Ce acolo? E acolo parcă ceva în față. Nu, mă, dar o să mă mare scheleții ăștia, că sunt prea mulți scheleți, pe bune. Deci, bun, fraților, ați văzut că într-un fel, bă, nu știu cât de adevărat e mitul, având în vedere că Grim Reaper a apărut la comandă, adică, efectiv, când a dat Times and Night, a apărut și el, adică a fost o comandă care, într-un fel, your end is near. Bă, a scris pe chat, mi-a zis, sfârșitul e aproape. Bă, mitul e adevărat, cred. Bă, nu știu voi zici, nu știu ce să zic. O să spun că mitul e în proporție de 80% adevărat. Pentru că dacă nu ar fi apărut la comandă și ar fi apărut efectiv când m-am spawnat eu pe hartă sau când mergeam pe hartă, era altceva, însă a apărut la comandă. Acum, boys, hai să trecem la ultimul mit din acest episod. Fraților, ultimul mit din acest episod este cel mai ușor și cel mai probabil, în opinia mea, este fals și nu se poate așa ceva. Mai exact, în momentul de față, ne aflăm pe seed-ul Alex Brain. Ați auzit foarte bine, băieți, o să încercăm să-l găsim pe Alex Brain, adică varianta, să spunem așa, varianta Alex a lui Herobrine. Și ce am făcut? Efectiv, am intrat pe seed-ul Alex Brain. Zice că dacă intri pe seed-ul ăsta, chiar acolo, în mina de jos, se află Alex Brain. Acum, boys, eu cel mai probabil cred că ăsta e fake, adică și videoclipul pe care l-am văzut de pe TikTok cu acest mit părea foarte, foarte ciudat. Și hai să mergem aici jos să vedem care-i treaba. Poate chiar o să-l găsim pe Alex Brain. Cum ar fi chestia asta, bă? Bro, bun. Deci, bă, suntem pe versiunea de Minecraft. Mamă, bă, vezi că... Ok, deci suntem pe cea mai nouă versiune de Minecraft Bedrock. Nu știu dacă v-am mai zis. Bă, mina asta e gigantică, bro. Dar ar trebui ca Alex Brain ăla să vină la mine. Cum ar fi să-l găsesc pe bune, gen? Ok, bă, eu nu văd nici urmă de Alex Brain. Stai, sare aici, frățiorul meu, că nu-i problemă. Bă, da, nu văd... Deci nu am explorat eu toată... Mamă, deci nu cred că o să moră. Deci asta să m-am adus și pe aici. Oamenii mei, deci eu nu cred. Deci, bă, nu are rost să explorez toată mina asta, pentru că nu cred, efectiv, bă, că dacă bagi Alex Brain, o să spuneze Alex Brain. Acum e foarte popular, în cazul în care nu știați, nu mai e treaba cu Herobrine, a început chestia asta cu Alex Brain și Giant Ale, știi ce zic, da? După cum vedeți, eu nu găsesc nimica, deci declar o... Și fete, videoclipul de astăzi este unul foarte creepy și periculos, deoarece astăzi, băieți, vom invoca entitatea nulă la miezul nopții în Minecraft. Momentan, boys, este ora 11:54, este luni 29, după cum puteți vedea aici, este 11:54 și în 6 minute, oamenii mei, o să invoc entitatea nulă în Minecraft. În cazul în care nu știți cine este entitatea nulă, chiar acum aveți o poză cu ea pe ecran și hai să vă zic care-i treaba. Se spune că această entitate nulă se poate spawna doar la miezul nopții în Minecraft și o să te urmărească pe toată harta ta, o să te bântuie și într-un final o să-ți intre și în calculator și o să ți-l hecuiască. Sperăm că nu o să se întâmple chestia asta, însă chiar sunt curios dacă merge mitul ăsta și dacă vă întrebați cum vom invoca această entitate nulă, chiar acum aveți construcția asta pe ecran. Ei bine, construcția trebuie să fie completată la ora 0000 dimineața. Și fraților, noi acum avem aici toate opțiunile. Astea, uite-ți acolo unde la panda, bă, n-am mai văzut niciodată unul. Avem aici, asta să văd dacă filmez, pentru că vreau să filmez toată faza asta. Avem aici toate chestiile necesare pentru a spawna entitatea nulă și o să ne apucăm, fraților, să-i facem templu. Trebuie să facem chestia asta, uite, trebuie să punem așa, fiți atenți, boys. Trebuie să punem, după cum ați văzut și în poza aia, trebuie să punem torțe așa, 4-4, nu stați, așa, bun. Bun, perfect, așa, ba nu, stați, mai trebuie, așa, bun. Stați, băi, că nu știu exact, bun, deci avem torțe la fel, bun. Și punem așa, bedrock-ul ăsta, bang,
Bang. Și acum trebuie să fim foarte, foarte atenți cu aceste capete de Wither. Trebuie să punem primul cap de Wither, al doilea cap de Wither. Și fraților, când se va face ora 00 dimineața, o să punem și capul ăsta de Wither în mijloc. Și atunci vom spawna entitatea null. Bun, fraților, s-a făcut ora 00. Am intrat și în 30 noiembrie. La mulți ani celor care poartă numele de Andrei, Andreea și toate celelalte boys. Și let's go, s-a făcut și noapte pe Minecraft. 3, 2, 1 și bun, am pus astea aici, boys. Iar acum se spune că entitatea nulă a fost spawnată la noi în lume pe Minecraft, boys. Deci haideți să vedem, haideți să mergem normal. Ideea e că o să, nu știu cum o să ne dăm seama neapărat. Acolo în față, mamă, era o oaie neagră. Deci nu știu cum o să ne dăm seama neapărat că entitatea e cu noi. Însă știu că o să vedem niște dalea de redstone, o să ni se glicească ecranul sau ceva de genul. Sunt foarte, foarte multe chestii care se pot întâmpla. Acum, băieți, eu zic, ca să fim așa în siguranță, să începem să explorăm și să găsim un village. Asta ar fi cea mai tare, cea mai... Bă, s-a auzit ceva. Ok, băi, s-a auzit niște pași dubli. E foarte, foarte nașpa, bă. Bă, parcă am văzut ceva, man, nu știu, parcă, bă, deci sunt foarte, foarte paranoic, mi-e foarte frică la momentul de față. Să nu cumva să se întâmple ceva. Bun, deci în mob pe aici nu e nimic suspect. Hai să vedem, poate găsim rapid un templu sau ceva de genul, să lutăm și noi pe acolo. Dacă nu, o să caut eu mai bine. Văd că nu e absolut nimic. În momentul am, băi, zici un semn de entitate anulă, știi ce zic? Asta mi se pare un lucru foarte mișto. Oh, nice! Bun, băieți, am și găsit ăsta care erau șansele, ok, am și găsit. Mi-ai vin ăștia după mine, nu prea înțeleg care-i treaba, ok. Bun, suntem aici în ăsta, n-ar trebui să fie nicio problemă, bun. Let's go. Ba, mă, cine... ba, nu, se bate cu ăla, bun. Hai să vedem, boys, dacă găsim vreun chest. Ok, boys, nu găsim niciun chest, dar... Nu e nicio urmă de entitate. S-a auzit ceva, boys, dar nu e nicio urmă de entitatea nulă. Cred că mitul ăsta, boys, nu merge din câte pot observa. Eu tot mă plimb pe aici, frații mei, încerc să... Bă... Cred că s-a văzut ceva acolo, dar nu sunt sigur. Încerc să-mi fac de mâncare. Bă, deci momentan... Mamă, deci, bă, mi s-a părut că am văzut că s-a mișcat ceva negru acolo, dar nu sunt sigur. Deci nu știu dacă numai mi s-a... Opa! Un sign! Bă! Bă, un sign, bă! Nu eu l-am pus aici, oamenii mei! Ok, stați că ăsta a fost primul semn. Deci, bă, pot să jur că am văzut ceva că se mișcă acolo. Deci s-a mișcat ceva acolo 100%. Bă, deci începe, oamenii mei, deci începe să... Opa! Oh! Bă! Asta nu era acolo înainte! Băi! Asta nu era acolo! Nu? Oamenii mei, deci cred că începe să mă urmărească entitatea. Nu știu ce-mi impresia. Bă, deci mă jur că aia era acolo înainte, hopa. Bă, ce-i acolo în față? Boys? Boys? Entitatea nulă? Bă! Bă! Am găsit entitatea nulă, bă! Am invocat-o, uitați-vă! Aulă! Bă! Bă, ce se întâmplă? Oamenii mei! Am murit! Respawn! M-a respawnat aici! Bă! Bă, ce-a fost aia? Ok, scăcat pe mine puțin acum! Bă, ați văzut? M-a luat așa și m-a omorât! Bă! Bă, eu v-am zis... Deci eu v-am zis că am văzut ceva acolo și că nu fac pe prost, după bune am văzut ceva acolo. Dar nu mă așteptam... Încă un sign... Bă, asta e creepy, bă, pe bune, asta deja nu mai place. Bă, ce se întâmplă, what? Mi se glicește ecranul, bă, ce se întâmplă, boys, mamă, deci deja nu mai place mie episodul ăsta. Inițial credeam că, bă, că mitul mai merge, știi ce? Bă, parcă am văzut acolo, s-a teleportat acolo. Bă, parcă simt că cineva mă urmărește, pe bune, vă zic. Și nu știu cum să scap de entitatea asta. Stați, bă, stați, mamă, deci a mers mitul. Orice mit de ăsta, mamă, trebuie să mă întorc înapoi. Nu știu dacă e idee bună să mă întorc înapoi, însă nu pot sări.
Mamă, e nașpa, e nașpa, e nașpa, e nașpa. Momentan, boys, cred că am pierdut-o. Mamă, mamă, bă. Cred că am pierdut-o, sărim aici. Hai să ieșim din asta, pe bune. Să ieșim, bun. Cred că dacă după ce voim ieși din asta, cred că suntem bine acum, boys. Cred că entitatea ne-a pierdut urma, bă. Bă, parcă pot să văd ochii acolo. Bă! Bă, ce s-a astea, bă? De ce se întâmplă chestiile astea? Bă, mi se glișuiește Minecraft-ul. Uitați acolo, o torță. Bă, uitați torța acolo. Bă, eu n-am pus torța asta aici, man. Ce se întâmplă? Mamă. Mamă, bro. Ok, ok, băieții. Deci, pe bune. Acolo iar a fost ceva, dar nu-mi amintesc... Nu-mi amintesc nimica. Bă, sunt aici... Bă, tot mi se ghișuiește asta. Oamenii mei, hai să vedem dacă vă mai putea. Bă, deci eu filmez toată chestia asta. Bun, să vedem dacă vă mai putea să dăm încă o dată de entitate. Măcar să mai vedem încă o dată pe cameră. Da. Nu știu dacă o să putem să facem chestia asta. Hai să încercăm să urcăm aici sus. Fiți atenți să ne luăm niște lemn. Bă, deci dacă stau pe loc se întâmplă chestii ciudate. Hai să urcăm aici sus, boys. Să urcăm aici sus. Ok. E cineva sus aici, e un schelet, l-am auzit. Bun. Mamă, câți mobis aici, pe bune. Lasă-mă, frate, mi-o în pace. Ok, ok, deci bă, cred că pe timp de noapte se spawnează ce mai mult, dar voi ați văzut că... Bă, deci... Nu înțeleg efectiv ce se întâmplă, am văzut-o, ne-a teleportat, ne-a omorât. Bun, fraților, păi cred că... Pe lângă chestia asta am reușit să scăpăm de entitate, adică chiar dacă am murit prima dată, acum nu mai avem niciun stres și până la urmă... Mamă, deci până la urmă cred că nu mă ne sperie. Cred că nu o să se mai întâmple nimic, efectiv doar sunt glitch-urile astea. Bă, fraților, zic că am mers mitul ăsta 100%. Ma, încă un sign de ăsta, bă. Dar de unde apar toate sign-urile astea? Deci, bă, mi se pare super, super creepy. Aș mai fi vrut, boys, să mai văd încă o dată, să mai văd încă o dată entitatea, însă nu se poate. Sau, ia să vedem, dacă mai mergem pe aici. Dacă mai mergem pe aici, nu, acum cred că s-a făcut dimineață. Deci dacă s-a făcut dimineață, cred că nu mai activează așa de mult. Ideea e că am văzut-o, dacă v-a plăcut. Și fete, bine ați venit la un nou episod super creepy și interesant la mine pe canal. Deoarece astăzi, fraților, pentru voi am ales 3 mituri super populare și creepy de pe TikTok, pe care urmează să le încercăm în Minecraft și să dăm un verdict, să vedem dacă sunt false sau adevărate. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și haide să vă zic, fraților, primul mit. Primul mit totodată este unul dintre cele mai interesante pe care le-am încercat până acum, deoarece se spune că acest mit este posibil din cauza unei erori de la Minecraft, adică developerii de la Minecraft au făcut o greșeală și așa s-a creat acest mit. Mitul ăsta spune că în deșert pe Minecraft există mumii. Deci, boys, eu n-am mai auzit chestia asta, ci că în Minecraft există mumii. Și haide să vă zic, băieți, în ce constă mitul. Trebuie să intri pe această hartă de Minecraft care are acest sit și o să vă zic imediat și de ce, boys, de ce această hartă este așa de specială. Și va trebui, deci știi că se zice că noaptea, în acel templu de pe harta asta, pentru că dacă intrați pe harta asta, o să vă spawneze exact pe acel templu, o să se spawneze noaptea o mumie. Dar poate oare vă întrebați, bă, de ce trebuie neapărat să intrăm pe această hartă? Pentru că, bă, pe harta asta este cel mai mare templu din Minecraft. Deci, și acum vă întrebați de ce. Deci vă uitați la templu ăsta și spuneți, bă, pare un templu normal, adică pare și foarte mic, care nu mă odă asta, nu, fraților, deoarece templul ăsta, datorită faptului cum e spawnat de la hartă, este cel mai mare templu. De ce? Chiar acum o să vă arăt de ce. Nu mai am mâncare, dar nici nu o să-mi dau game mode creative. Uitați-vă la chestia asta. Uitați-vă, boys, cât de mare e de fapt acest templu. Ăsta se duce în jos rău de tot. Efectiv, cred că... Deci, e băgat cu tot un ravin. Asta până la bedrock se duce absolut în jos. Și cică înăuntru, din cauza unei erori, vom găsi o mumie. Cei de la Minecraft au încercat să bage mumii, însă după le-au scos și a rămas chestia asta. Chiar acum aveți pe ecran. Deci, ar trebui să găsim mobul ăsta care seamănă cu o mumie. Vedeți, e foarte, foarte bucuit. Însă, bă,
Eu nu am ce să fac, adică așa e mitul, știi ce zic? Ar fi foarte mișto să găsim chestia asta noaptea aici pe Minecraft, însă da, deci dacă o să găsim o să fie pe bune mișto. Acum, boys, hai să facem un mini check, stați puțin până la urmă. Bun, fraților, mi-am luat și eu din Game Mode Creative, mi-am luat niște mâncare și o sabie, pentru că vreau să intru prima dată în acest templu, să văd dacă e ceva înăuntru până la urmă, știi ce zic? Pentru că se spune că o să se spawneze noaptea, nu știu care sunt șansele, însă vom vedea. Momentan, dacă ne uităm în templu, să nu fie de aici de dinainte. Mamă, s-a auzit ceva, dar nu văd absolut nimic. Vedeți, are și intrarea asta, dar e foarte ciudat că, uite, are numai două d-astea. Unde sunt celelalte două, știi zic? Adică se vede că templul ăsta e mai special decât celelalte, dar nu știu dacă e atât de special. Vedeți, nu are celelalte două d-alea. Nu știu dacă e atât de special încât să se spuneze o mumie în el. Lăsă, urmează să vedem. Haideți să ne uităm și acolo jos să spargem chestia asta. Dar vreau să spargem să vedem. Și după, dacă nu-i nimic, vom aștepta să se facă noaptea până la urmă. Da, boys, deci aici se vede clar că nu e absolut nimica, deci nu-i nicio mumie de dinainte acolo. Stați să luăm un bloc de dar și să punem acolo. Păi atunci, boys, o să revin când se face noapte și vom intra înăuntru. Dar fiți atenți ca să nu cumva să bucuim sau ceva de genul. Uite, o să mă duc după dealul ăsta. Și aici o să aștept, o să stau afk până vine noapte și după vom vedea dacă într-adevăr e mitul ăsta adevărat sau nu. O să rămân fix aici. Băieți și fete, consider că am stat efectiv destul. Eu zic că s-a făcut noapte, nu chiar așa de noapte, și urmează să intrăm în acest templu să vedem dacă s-a spawnat ceva. Deci, băi, pe bune, mie mi-e frică rău de tot. Hai să vedem aici dacă găsim ceva. Merg cum ar fi pe bune să găsim. S-a auzit ceva de vină, dar parcă se uită așa ca un zombie. Ok, oamenii mei, deci dacă acum ia să spunem, hai să mergem prima dată și în turnul ăsta să vedem. Deci, momentan, boys, n-am găsit nimic. Aici, în stânga, ar trebui să fie mumia, teoretic, sau să fie jos, da, undeva, cred că... Bă! Frații mei! Am găsit mumia, mit adevărat! Bă, ce-mi dă voi... Bă, voi vedeți... Cât de buguită e! Bă, se mai uite ceva pe acolo. Bă, da, nu pot să o ating, mori! Uitați-vă, gen, are de alea de zombie, după cum v-am zis. Bă! Mori, frate meu! Bă! Mamă, nu mare, dar uitați-vă la ea cum arată, bro! Bă, ce e asta, man? Mor, mă, tata, dar de ce e așa de buguită? Mamă, bă, deci, fraților, aș muri de răbdare să văd dacă cum ar arăta, gen, de curiozitate, să văd cum ar arăta nebucuită. Ca așa, uitați-vă, e numai o chestie cu... Bă, dar nu mai moare, imposibil! Bă, deci chiar există mumin de deșertul ăsta! Cine se aștepta, băi, că o să găsim mumin de deșertul ăla, lol? Bun, fraților! Bă, e plin de mumin de deșertul ăsta! Frații mei, uitați-vă, deci nu, cred că e ceva buguit din cauza faptului. Deci nu, băi, cred că acest deșert e buguit. Deci, pe bune, puteți să intrați pe sidul ăla și să vedeți că, bă, templul ăsta. Bă, mă gândeam eu că templul e ciudat, știi ce zic, dar na, uitați-vă, până acolo are numai două d-alea. Dar nu mă așteptam să fie deșertul atât de ciudat. Deci nu știu dacă mitul e de fapt despre mumie sau despre deșert. Deci deșertul ăsta e foarte ciudat, fraților, și spune clar că mitul ăsta este adevărat. Foarte, foarte ciudat. Doar că, uitați-vă, noi încercăm să dăm așa, dar nu putem. Nu pot să... Efectiv, nu moare, adică îi dau. Gen, eu îi dau, dar nu moare. Uitați-vă că eu tot încerc să dau, dar nu moare. Bun, fraților, deci ăsta a fost primul de pe TikTok. Hai să trecem și la al doilea. Fraților, haideți să încercăm și al doilea mii din acest episod. Acesta, boys, este ceva foarte, foarte horror. Este mitul lui Jonathan Galindo pe Minecraft. Se spune că Jonathan Galindo există pe o hartă de Minecraft și te așteaptă, boys, să-i pici în plasă. Chiar acum aveți o poză cu el pe ecran. Așa arată, e foarte, foarte mare. Însă hai să vă zic o chestie foarte ciudată despre Jonathan Galindo. Chiar dacă e un mob așa de creepy, el nu o să te atace deloc. Hai să vă zic, fraților, în ce constă mitul ăsta. În momentul de față suntem pe Minecraft Bedrock, ultima versiune, pe seed-ul John, după cum ați auzit. Și dacă intri pe seed-ul ăsta, o să te spawneze în acel village din față, care se numește Village-ul lui John. Este cel mai trist oraș din Minecraft, așa îi spune legenda într-un fel. Însă, după cum vedeți, e un village normal, adică nu pare că e trist sau ceva de genul. Și se spune că aici noaptea se spawnează Jonathan Galindo. Și care-i treaba, boys? Dacă
te apropii de el, el nu o să dea în tine, nu are abilitatea să dea în tine. Însă o să începi să-ți iei damage, doar că nu o să-ți iei tu damage așa de la el. O să vină anumite spirite pe care tu nu o să le vezi. O să vedeți, fraților, până la urmă, dacă e mitul adevărat. Și o să te omoare, pentru că după cum știți, Jonathan Galindo a inventat jocul Balena Albastră și el te face într-un fel să te sinucizi. Și tu o să te sinucizi fără să vrei dacă stai lângă el. Acum, fraților, vă dați seama din Game Mode Creative niște armură și toate chestiile astea. Deci dacă bați Seedul John, o să te bace pe acest village, pe Minecraft Bedrock. Însă, înainte să încercăm Seedul și să așteptăm să se facă noapte, ok, eu nu văd de ce ăsta ar fi un oraș trist. Adică arată ca un oraș normal, dacă stați să vă întrebați pe mine. Adică gen normal. Arată, bă, parcă arată așa puțin diferit, dar nu văd de ce ar fi cel mai trist oraș, gen, că într-un fel știți că ăștia care cu Jonathan gănind o să întrești. Na, în fine, boys, hai să vedem. Nici nu avem chestia de-aia de chest, poate de-aia e așa trist. Însă eu zic, fraților, o să mergem, uite, acolo în pădurea asta și o să așteptăm să se facă noapte, să vedem dacă într-adevăr se spunează Jonathan Galindo aici și dacă e mitul fals sau adevărat. Fraților, s-a făcut noapte în village și vreau să vă zic că sunt puțin dezamăgit pentru că n-am auzit absolut niciun sunet, n-am auzit absolut nimica. Deci haideți să începem să-l căutăm pe Jonathan Galindo. Opa, ba da, e chest, am zis eu că nu e chest, o să uitați-vă că de fapt am găsit aici un chest, boys. Bine că oricum mi-am luat itemele din Game Mode Creative, deci nu-i vreo problemă, boys, dar... Na, e a doua casă. Avem destul... Ok, mamă, încep să se spawneze mobil. La chestia asta nu m-am gândit. Mamă, dar... Sca, mamă, deci... Nu m-am uitat în ochii lui. Bă, spune-te rog că nu m-am uitat în ochii lui. Bro, cred că mă urmărește Enderman-ul ăsta. Hai să luăm toate astea. Avem aici o carte. Nu m-am uitat... Bă, sunt prea mulți Enderman. Bă, de ce sunt așa de mulți Enderman? Mamă, dar și mulți mob. Bă, parcă sunt mai mulți mob ca de obicei. Bă, bune vă zic. Bă, achiți! Bă! Bă, de ce sunt așa de mulți Enderman? Voi vedeți? Bă, sunt prea mulți. Ok. Oamenii mei, l-am găsit. Mit adevărat, Jonathan Galindo. Bă, uitați-vă la el. Mă bag cu el. Uitați-vă, nu-mi dă damage. Bă, uitați-vă, gen, bă, după cum v-am zis, gen, uite, bă, sunt niște chestii pe care eu nu le văd, uitați-vă, gen, astea încearcă acum să mă omoare, bă! Bă, dar mor, bă, uitați-vă cum arată, cât de mare e. Mamă, ieși de aici, ieși, frate meu, de aici. Bă, dar voi vedeți câți Enderman sunt în chestia asta. Nu știu dacă el atrage Endermanii cumva sau care-i treaba, dar uitați-vă câți mobs s-au spawnat, e efectiv real. Bă, și ăsta stă aici, gen, adică, vedeți-vă că nu se mișcă din zona asta. Nici nu pot să-i dau damage, dar mă bat astea ale lui, boys. Mamă, bă, deci, care-i treaba, bă, uitați-vă cum arată, bro. Ce asta, frate? Gata, l-a mișcat aia. Bă, dar el vine înapoi aici. Deci nu, cred că are o slăbiciune pentru locul ăsta, pe bune. Nu, că fiți atenți. Mamă, am dat de greșeală. Mamă, nu, fraților. Bă, deși mitul ăsta putem spune că este adevărat, pe l-a dovedit? Bă, l-a omorât pe cine? Hai că l-a omorât, uite la acolo. Sau aici? Da, mă. Bă, voi vedeți, nu putem să-l omorâm efectiv, dar arată într-un fel lol. Deci nu înțeleg, boys, care-i treaba cu el și o să mă moare spiritele lui. Bun, fraților, ăsta a fost al doilea mit. Foarte, foarte ciudat pe Seedul John. Nu credeam că o să meargă gen pe Minecraft Bedrock, dar a fost foarte ciudat. Hai să mergem și la ultimul mit din acest episod. Băieți și fete, ultimul mit din acest episod este unul foarte ciudat, însă mie mi se pare destul de fake, doar că acest videoclip se numește cele mai populare mituri creepy de pe TikTok, așa că trebuia să-l pun până aici ca să respect titlul de la episod. Mai exact, se spune că doar în lumea flat poți spawna un nou Wither, care se numește Iron Wither. Chiar acum aveți poză pe ecran cum ar trebui să-l spawnați, adică o să trebuie să punem 4 blocuri de iron și 3 capete de alea de skeleton. Eu nu știu dacă merge, mi se pare destul de fake, însă am văzut foarte multe TikTok-uri cu foarte multe like-uri. Însă, nu știu ce să zic, boys. Eu nu prea cred chestia asta, pentru că dacă ar merge, de ce ar merge numai pe Flat World și de ce n-am aflat până acum, adică sunt TikTok-uri destul de vechi, eu zic, băi, să încercăm și să vedem dacă este adevărat sau fals. O să mergem aici, o să luăm iron blocuri, o să ne dăm până la urmă și pe Game of Survival ca să nu facem ceva și niște capete de skeleton. Nu cred că o să meargă chestia asta, o să dăm Game of Survival. Asta cum ar fi să meargă, bro? Ar fi foarte, foarte mișto. Hai să vedem, bun. Punem așa, man. Țac, pac, 1, 2. Punem cap... O, stai, că am pus capul ăsta greșit, gen. Așa, punem așa, bang. Bang. Și acum, boys, este ultima încercare să vedem dacă merge sau nu. Deci, mamă, dacă ar merge chestia asta, ar fi un nou Wither în Minecraft, ar fi foarte mișto. O să-mi iau armură și o să-l bat. 3, 2,
1 și da, deci după cum mă așteptam, acest mit de pe Minecraft este total fals. Mi s-a părut mie fals de la început, însă până la urmă sunt cele mai populare mituri de pe TikTok, nu puteam să pun ce vreau eu aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, fraților, dacă susțineți seria și mai vreți să facem episoade de genul. Astea au fost cele mai populare mituri de pe TikTok din ultimul timp. Dacă mai vreți să facem peste o săptămână, două, încă o dată, că gen, ca să fie alte mituri populare, scrieți-mi la comentarii. Eu am fost Marusiancu și ne vom revedea. Bine ați venit la Testez mitul lui Slenderman pe Minecraft. Ați auzit foarte bine, fraților, mă numesc Marusiancu, iar astăzi, băieți, vom testa unul dintre cele mai creepy și cunoscute mituri din istoria Minecraft-ului. Mai exact, băieți, astăzi vom testa pentru prima dată în România mitul lui Slenderman. Înainte să începem, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul și Doamne ajută să ajungem la 50.000 de abonați și hai să vedem dacă putem face 5.000 de like-uri la acest episod, pentru că este unul foarte, foarte special. Ei bine, fraților, să vă zic cum stă treaba. Se spune că dacă intri pe o anumită versiune de Minecraft și intri pe o anumită hartă de Minecraft, adică gen creezi o nouă lume cu un seed anume, vei putea, dacă respecti anumite reguli, să dai de pădurea lui Slenderman, unde desigur că s-ar putea să-l găsești pe Slenderman. Urmează, fraților, să vedem dacă acest mit este adevărat. Foarte multă lume spune că e adevărat, foarte multă lume spune că e o minciună, unii zic că e pe jumate adevărat. Astăzi urmează să vedem dacă e 100% adevărat, dacă e 50% adevărat sau dacă nu e adevărat deloc. Deci după cum vedeți, fraților, suntem aici să creăm o nouă lume de Minecraft. Hai să-i punem numele Slenderman, să nu mai lăsăm așa New World, punem aici Slenderman World, punem așa random, nu contează chestia asta. Și o să mergem aici și o să punem More World Options și o să punem seed-ul lui Slenderman de pe Minecraft, care este 8 de 8 ori. După cum știți, toată lumea știe că faza asta cu Slenderman e, are 8 pagini, știți, și tocmai de aceea vom pune 8 de 8 ori, mai exact 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun, deci am pus aici 8 de 8 ori și o să punem desigur game-ul după creativ, pentru că nu o să jucăm survival pe asta, o să avem nevoie să ne luăm anumite iteme din game-ul, gen, nu mă ascund. Hai să vedem cum se face harta, să vedem cum e treaba aici. O să vă zic imediat despre ce este vorba. Bun. Deci, bă, pare efectiv că este cea mai basic hartă, gen, nu e nimic special, efectiv, e doar gres pe aici. Ok, fraților, mi-am luat și eu niște iteme din creative, hai să mă pun pe game-ul survival, gen. Ok, deci după cum vedeți, mi-am luat o armură full diamond, mi-am luat o sabie de diamond să ne batem cu băieți, mi-am luat un diamond pickaxe și mi-am luat aici niște golden apple pe care cel mai probabil nu o să le consum pe toate. Însă, haide să vă zic, boys, în ce constă mitul ăsta al lui Slenderman. Trebuie să ne teleportăm la niște coordonate, mai exact la coordonatele 8, 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 adică totodată 8 de 8 ori, cum a fost și Sidu. Iar acolo, boys, ar trebui în zona acelor coordonate, pentru că nu e de fiecare dată la fel, să găsim o mină. Și acea mină, boys, o să ne ajute într-un fel, gen, o să fie o mină cu sânge sau ceva de genul, o să aibă foarte mult sânge. Sperăm să fie pe bune chestia asta și să găsim mina, adică ar fi foarte nașpa mina să fie pe harta asta, dar eu să nu o găsesc. Iar acea mină, într-un fel, nu știu cum, o să ne ajute să ajungem în pădurea lui Slenderman. Și după când o să ajungem în pădurea lui Slenderman, acolo o să găsim foile alea, toate chestiile alea, adică toată lumea știe jocul lui Slenderman. Iar acum, fraților, eu zic să încercăm să facem treaba asta. Deci, vedeți, mă prind pe aici și nu e absolut nimic, adică, bă, e cea mai basic hartă de Minecraft ever, adică nici măcar copaci. Boys, nu pot să găsești nici măcar un copac. Bun, hai să vedem aici. O să dăm TP Ian cu Marius, cum mă cheamă pe mine, la 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Bun. 3, 2, 1 și... Ok, boys! Suntem... Oh, mamă, ce m-a sperat chestia asta. Bun, suntem într-o groapă. Bun, ok, groapă, gen, sunt niște deniveleri de la Minecraft. Hai să spargem chestia asta pe aici și să vedem cum stă treaba. Ah, suntem pe un munte. Ok, boys, bă, deci am ajuns aici. Iar acum ar trebui să găsim o mină. Gen, o mină care să ne ajute să dăm de... Aici e o mină? Nu, a... O mină care să ne ajute să dăm desen de... Dar fiți atenți, eu sincer nu înțeleg chestia asta. Cum o să ne ajute? Gen, asta am luat-o de pe Minecraft Creepypasta. Puteți să căutați site-ul Minecraft Creepypasta și acolo sunt mai multe creepypasta-uri. Hopa, uite-vă. Boys! Bă! 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 Uitați-vă aici redstone-ul și toate chestiile astea. Hai să-mi dau un golden apple și o să intru în mina asta sau... Mina asta nu are, uitați-vă, mina asta n-are nimica.
Ok, deci bă, deci vedeți, asta e mina greșită și asta e mina bună. Bun, boy, să se reducem în mina aia. Deci, boi, eu am luat chestiile astea de pe Minecraft Creepypasta. Puteți să căutați și voi pe net să vedeți, există acolo mai multe creepypasta-uri în cazul în care vă interesează, știi ce zic? Eu zic să reducem, boy, mamă, deci o să intrăm în mina asta și poate o să-l găsim pe Slenderman, mamă, deci o să fie așa de interesant. Let's go. Let's go, boys. Hai să ne care treaba. Bun, mamă, ce cu băiatul ăsta? Lasă-mă în pace, boys. Băi, ce e aia? Asta este. Bă. Asta nu-i... Bă. Bă. Bă, ce-i cu mobul ăsta? Ok, frate meu. O să trec pe lângă tine. Dar ăsta nu e un mob, e o statuie. Bă, ok, fraților, o să plecăm de aici, mamă. Deci mi se pare super și o mamă câți mobili aici, uai. Am spart și Reston-ul ăsta, bun. Bă, deci trebuie să ne luăm după Reston, teoretic după sânge. Mamă, lasă-mă pace. Bă, ați văzut, băi, că m-am teleportat aici. Gen, am creat harta nouă și m-am... Bă, uite-l încă o dată! Bă, chestia aia mă urmărește pe mine. A, bă, băi, și asta. Bă, chestia aia efectiv mă urmărește, ce-i aia? Bă, da... Mobul ăla există în Minecraft? Ia stai puțin. Mamă, mamă, vine așa după mine, nu poți, că o luăm pe aici, lasă-mă. Deci o luăm după sânge. Bă, da, parcă era și niște sânge în spate, asta-i. Mamă, să nu greșesc drumul, bă, dar ăștia vor să mă moare toți pe bune. Aș da, efectiv, gen, aș da difficulty peaceful, vă dați seama. Însă dacă e Slenderman pe aici, o să-l despawneze și pe el, teoretic, nu? Că și el e un mob. Bun. Hai să vedem, am ajuns aici. Bă, bă, sângele asta duce undeva, man. Man, nu-mi place unde duce, bă. Deci, bă, băieți, teoretic n-are nicio logică. Adică, pădurea lui Slenderman e sub hartă? Gen, de ce mă duce în jos? Bă, 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 interesant că... Ok, interesant. Bă, ăla mă urmărește două naiba, bă. Bă, ce-i cu mobul ăla? Frate meu, și de ce mă urmărește? Voi ați văzut? Bă, ăsta e acolo întotdeauna. Bă, bă, nu-l pun eu acolo sau ceva, de ce nu ați văzut și voi că... Bă, mă urmărește, dar nu face nimica rău. Ok, hai să ne luăm după redstone, după sânge. Dar stați puțin, sunt tare curios. Nu știu dacă fac o greșeală, dar o să mă bag cu el, vreau să văd dacă mă atacă sau ceva de genul, let's go. Nu mă atacă. Bă, ăsta cred că nici nu e un mob, băi, ceva prietenos. Dar care-i treaba cu el, ia dacă-l omor. Îmi dă ceva? Oh, mi-a dat un cuțit. Killer knife. Ok, boys, o să lăsăm ăsta aici. Mă, uitați-vă cum arată cuțitul ăsta. Bă, foarte ciudat. Versiunea asta de Minecraft e ciudată rău de tot. Hai să continuăm, boys. Hello. Bă, am găsit un site cu hello. Bă, deci nu, deci versiunea asta de Minecraft mi se pare super ciudată. O să plecăm de aici, frate, o fi... Bă, încă un sign. Hi again. Băi, asta e, de unde a știut că eu vin de acolo și acum văd a doua oară sign-ul ăsta? Asta e, să mă bat puțin cu ăsta. Bă, băieți, mi se pare versiunea asta de Minecraft foarte ciudată. N-are nicio treabă, nu. O să trebuiască să plecăm din mina asta pe bune. Adică, n-are logică pădurea lui Slenderman să fie sub pământ. Adică, bă, dacă e pădurea lui Slenderman undeva pe hartă, e într-o pădure, într-o de-aia de Dark Oak sau ceva de spruce sau ceva de genul. Why you run? Bă, de unde apar sign-urile astea? Cine le pune aici pe bune? Bă, bă, ok, a dispărut și sign-ul, las, că e bine așa, dar vin și mobii ăștia după mine. Deci, boys, bă, nu-i bine deloc ce se întâmplă. Vă zic sincer, stați să-mi arunc, fiți atenți. Stați puțin, mamă, pleacă, pleacă de aici, mă, pleacă de aici, bă. I see you. Nu, bă, nu, că, nu, că e troll astea, fiți atenți. Bă, bă, ce aia, bă, cred că e Slenderman, fiți atenți, boys, l-am găsit pe Slenderman. Bă, l-am găsit pe Slenderman, nu vine să cred. Opa, nu. Bă. Bă, da, ce mă enervează mobii ăștia, muriți mă odată. Mori. Bă, bă, cine e ăla? Bă, de ce fuge de mine? Bă, cine e ăla? Bă, fraților. Bă, aoleu. Bă, care-i treaba? Mamă, 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 vine după mine? Bă, care-i treaba cu ăla? Bă, ce-s cu mobii ăștia? Bă, versiunea asta, ok, hai să vedem, hai să mergem pe aici. Let's go. Uite, încă o dată. Bă, ăștia mă urmăresc pe mine, gen? Care-i treaba cu mobii ăștia?
Am mai apărut încă o dată aici, nu, că nu-i treaba. Bun. Ok, fraților, mi-am aruncat toate itemele din inventar. Am mai rămas doar cu astea 19 torțe și cu astea bănesc că mai ajung și o să ies efectiv eu la suprafață. Știi ce zic? Bă, mi se pare super, super ciudat. Asta o să punem aici și niște torțe, știi ce zic? Dar asta că după o să trebuiască să le spargem, teoretic, nu? Da, deci o să mergem așa și o să vedem unde ajungem, teoretic. Ok, fraților, am dat acum de dirt, am mai dat de un, cum zice, de un zombie pe care l-am bătut și hai să vedem. Ok, am ajuns la suprafață, am ajuns cred că în același loc în care eram. Stați să luăm ăsta și să-l punem aici. Deci suntem în... Bă, fraților, unde am ajuns? Bă, cred că am ajuns în pădurea lui Slenderman. Mamă, ăla nu-i Slenderman, ăla e un creeper. Bă, pe aici sunt mou, fraților. Bă, cred că am ajuns, da, mamă, deci versiunea asta de Minecraft e genială, boys. Bă, e genial. Bă, uite-l pe ăsta. Bă, vă zic eu, ăsta cred că e Slenderman. Dar nu cred. Bă, deci versiunea asta de Minecraft e genială. Ce s-astea, man? Bă, unde am ajuns? Am ajuns într-o altă lume. Ce-i asta? Ce s-astea? Uite-l pe Enderman. Boys, ok, suntem în pădurea lui Slenderman. Bă, nu mai avem torțe, boys. Nu, că o să-mi dau eu. Stai să-ți dau așa, give. Ian cu Marius, Minecraft, torci 64. Așa, boys, ne-am dat mai multe torțe. Bă, mi se pare genial. Ia haideți să explorăm, asta. Ce e aici? Ce e asta? Ok, boys. Ce e asta? Nu înțeleg, bun. E ciudat rău de tot. E ciudat că e plin de mob gen pe aici și nu găsim absolut nimic. Hai să vedem, boys, să mergem pe aici. Bă, cât de interesant e, dar n-ar trebui să fie măcar o casă, ceva sau ceva pe aici, gen. Hai să vedem care-i treaba. Bă, s-a auzit ceva, boys, s-a auzit și voi. Mamă, cred că pentru că am ajuns aici. Ia să vedem, bă. Bă, dar e complicată toată asta, man. Bă, boys! Slenderman! Bă, uitați-vă la el! Mamă! Bă, l-am găsit pe Slenderman, mamă. Deci versiunea asta e cea mai tare chestie pe care am văzut-o pe Minecraft în viața mea. Bă, l-am găsit pe Slenderman. A murit Slenderman, ba nu. Bă, nu moare, bă, uitați-vă. Bă, versiunea asta e prea tare, man. Deci, efectiv, l-am găsit pe Slenderman în pădurea lui și pădurea pe care am luat-o când am fost în mină cu sign-urile alea. Bă, prea tare. Bă, vezi, deci, cred că putem spune că mitul e adevărat. Foarte, foarte mișto, pe bune. Gen, mă enervează puțin că mor aici, dar văd aici trebuia să fie și o casă sau ceva de genul, din câte știu eu din joc. O fi, asta e casa. Da, mă, asta e, sau? Din câte știu eu din jocul Slenderman. Însă, dacă nu e bine, boys, aici ne vom opri. Dacă v-a plăcut episodul ăsta și mai vreți să fac creepy... Mă, uite-l iară pe ăsta. Uite-l aici iară. Dacă mai vreți să fac creepy pasta-uri cu Minecraft, scrieți la comentarii și scrieți... Bă! Voi ați auzit sunetul și vine după mine, mă. Bă, dacă mai vreți să fac creepypasta-uri cu Minecraft, scrieți la comentarii și scrieți neapărat ce creepypasta-uri vreți să fac, pentru că eu o să mai fac. Eu am fost Marusiancu și ne revedem curând cu episoade noi. V-am papă. Ba nu, boi, stați că oficial... Bă, ce chestie aia? Bă, l-am văzut pe Slenderman acolo sau care-i treaba? Am găsit căsuța asta. Ok, asta să vedem ce e aici, man. Bă, văd că nu e nimic special. E efectiv o căsuță, un labirint sau... Bă, nu e nimic special. Bă, de ce tot se aude sunetul ăla? Cred că Slenderman vine după mine, man. Ok, frate, bă, uite-l acolo. Ok. Băi și fete, vă spun sincer că acest mit o să fie minim în top 3 cele mai creepy mituri pe care eu o să le încerc vreodată. Și totodată e unul dintre cele mai simple, fraților, deoarece astăzi o să încercăm să o invocăm în Minecraft pe Dănan, adică pe măicuța creepy. Chiar acum aveți o poză cu ea pe ecran, toată lumea bănesc că știe Dănan din filmul Dănan. Băi, este un film super, super horror care totodată a avut niște secvențe filmate în România, fraților. Iar eu am găsit un mit pe TikTok care pare foarte
real și zic, bă, haide să-l încerc. Și oamenii mei, ca să înțelegeți cât de creepy e mitul ăsta, uitați-vă cum am pregătit, mi-am luat toate chestiile, o să vă zic imediat și de ce. Și haide să vă zic, fraților, cum decurge mitul. Însă înainte, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul, băieți. Ei bine, pentru acest mit, vă vine să credeți sau nu, nu aveți nevoie deloc de vreun sit special sau ceva de genul. Însă o să aveți nevoie de o locație specială pe hartă. The Nun se spawnează doar în biomul de Sprus, însă chestia asta e ceva mai grea, tocmai de ce abonesc într-un fel. Aveți nevoie de un sit special, însă trebuie să fie spawnată într-un loc în care este un village și un dăla de pillager, chiar acum le vedeți acolo, trebuie să fie aproape unul lângă altul. Trebuie să aibă loc să se spawneze și The Nun se spawnează doar în primele 5 seri ale jocului. Nu neapărat în prima, nu neapărat în a doua, poate să se spawneze în toate 5, adică nu se știe deloc. Și tot ce trebuie să faci pentru să o spawnezi pe măicuța asta, trebuie să faci un ritual, trebuie să faci o construcție super ciudată, care trebuie să rămână intactă pe toată perioada mitului. Adică dacă cumva construcția se strică sau ceva de genul, The Nun nu se va mai spawna. Și eu zic, fraților, uitați-vă, chiar acum aveți o poză pe ecran cu construcția, gen, arată destul de ciudat. Am aici blocurile necesare și eu zic, boi, să mergem undeva, să o lăsăm aici, gen, să o construim aici, ca nu cumva să fie distrusă pe perioada mitului. Știi ce zic? Bun. Și după o să așteptăm să vedem dacă în primele 5 seri o să se spawneze The Nun acolo și o să ne omoare. Deci mi se pare super mișto. Eu zic că aici e perfect, boys. Bun. Deci haideți să facem corect. Sperăm să nu greșim nimica. Deci punem așa. Bang, 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 bang. Bun. După punem unul aici, punem unul aici, punem un redstone, 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 redstone și punem un cap de Wither Skeleton. 3, 2, 1 și... Bun, frații mei, vreau să fiu sigur că filmez tot bun, deci filmez tot bun. Iar acum, oamenii mei, avem șansa ca în următoarele 5 seri să se spawneze The Nun acolo în acel village și chestia aia de pillager. O să mergem acum, prin de 30 de secunde, nimic mai mult, să dăm o tură pe aici să vedem, frații mei, dacă e ceva aici, dacă e ceva ce ar trebui să ne sperie. Știi ce zic? Și că asta când vine iară face ravagii, oameni morți, toate chestiile alea super, super ciudate, oameni morți, crucificați, toate alea, dacă într-adevăr vine, știi ce zic? Bă, ce construcție ciudată acolo, man! Ok, deci uite-i pe ăștia aici, se vede că, da, acolo nu vreau să mă duc, că bănesc că băieții sunt periculoși, dar uitați-vă acolo, n-am mai văzut niciodată construcția aia într-un village. Nu știu dacă sunt numai eu sau ceva de genul ăsta, eu zic să lăsăm așa, fraților, și să îi dăm drumul cu mitul. Mă duc acolo lângă construcția noastră și aștept să înceapă seara. Deci, fraților, haideți să începem noaptea 1. Bun, oamenii mei, după cum puteți vedea, construcția noastră este intactă și eu zic că s-a făcut seara, așa că oamenii mei urmează să ne ducem în acel village și să vedem dacă cumva găsim ceva suspect. Doamne ajută, voi să o găsim pe The Nun. Bă, ar fi foarte, foarte nașpa să se spawneze fix în ultima seară, adică ar trebui să mergem atâta, efectiv, fără niciun rost. Bă, ce-i micuțul ăla? Ok, avem niște mobi super ciudați aici. Boys, uitați-vă, se bate Iron Golem-ul cu aia. Bun, haideți, oamenii mei, să începem. Deci, momentan, nu văd niciun The Nun pe aici. Bun, hai să căutăm, bro. Cred că dacă o să se spawneze, nu o să fie neapărat într-o casă sau ceva de genul. Mamă, deci mi-a... Bro. Bă, uitați-vă ce am găsit. Bă. Bă, înseamnă că The Nun ar trebui să fie pe aici, oamenii mei. Înseamnă că The Nun e prin apropiere, l-a omorât pe ăla, bă. Și l-a pus pe cruce, bro, mamă, mi s-a făcut piele așa. Oamenii mei, bă, dar nu văd niciun The Nun, bă, să nu fie omorât Iron Golem-ul. Bă, nu văd niciun The Nun pe aici. Haideți să intrăm în ăsta de pillager, zic, nu? Mamă, mă lăsați, bro, lasă-mă în pace. Bro, mamă, să vedem aici, poate o găsim aici. Cum ar fi, boys, fix aici la etaj. Let's go, mamă, no. Ah, nu. Păi, boys, ne-am uitat. Eu zic, mamă, dar ce mă enervează ăștia. Muriți, bro, odată, mamă, vii toți. Oamenii mei, stați și să-i dovedesc pe toți. Mă lași. Bravo, mă, Marius, bă, frații mei. Bă, nu-i nimic aici, bro. Nu înțeleg, adică uitați-vă, ne uităm peste tot. Uite, acolo e ceva agitație. O să mă duc aici. A, partea aia n-am fost, bun. Deci, bă, am mers prin tot vijul și n-am găsit-o pe The Nun. Mi se pare super ciopa. Power 1, ok. Mi se pare super ciudat, având în vedere că...
Că bă, ăla era crucificat acolo. Ia să vedem, man. Let's go, bun, bun, hai să mergem și acolo. Băi, acolo iară nu-i nimic, adică dacă era ceva vedeam de acolo, știi ce zic. Da, na, bă, bă, nu știu ce să zic, bă, poate, poate totuși a spawnat, dar mie să nu cumva să fie omorât Iron Golem-ul sau ceva de genul. Hai să mergem pe aici, bro, let's go, mai avem numai partea asta. Bă. Bă, asta a apărut aici acum? Bă. Oamenii mei, ce-i asta, frate meu? Bă, asta era, nu știu. Bă, când ne-am uitat acolo, era asta aici? Adică, nu știu dacă am putea să o vedem, am putea să o vedem, dar... Bă, bă! Bă, dar nu-i dăna niciunde. Bă, îs semne că a fost pe aici. Mă, uitați-vă, aici cred că e, uai! Cred că aici, bă, uitați-vă, zombii ăștia stăteau acolo și așteptau pe cineva. Sau, a, bă, nu, erau doar un villager care dormea, sărăcusul, lăsați-l să doarmă, bro. Bă, frații mei, deci nu e... Nu e dănan niciunde, doar... Deci am găsit doi oameni crucificați, bro, dar n-am găsit-o pe dănan. Frații mei, eu zic să mai dăm o șansă. Sper să nu cumva să se spawneze în seara 5 sau să... Bă, măcar să se spawneze. Deci, bă, și în seara 5 e bine. Eu zic să mergem înapoi la construcția noastră, să fim siguri că este într-adevăr intactă și să... Na, ne vedem în noaptea a doua. Bun, băieți, după cum puteți vedea, noaptea a doua construcția este complet intactă și mai mergem încă o dată în village să vedem dacă putem găsi ceva, bro. Bă, acum ar fi nașpa să găsim și mai mulți oameni crucificați, adică bănuiesc că s-a schimbat ceva. Ar fi foarte nașpa să nu, se fi schimbat nimic, a? Însă haide să vedem, let's go. Bă, deci în partea asta nu văd nimic. Uitați-vă, aici n-am fost data trecută aici, bro. Hai să vedem care-i treaba, let's go. Poate aici, cum ar fi, boy, să fi fost aici tot timpul ăsta? A, bă, nu. Mamă, obsidian, bă, un chest super, super bun. Nu știu dacă are de legătură cu faptul că n-a, dar n-a, bun, bun. Bă, oamenii mei, nu știu. Eu sper, mamă, ce m-a speriat. Eu sper să o găsim sau ceva de genul. Uitați acolo un witch. Bă. Bă. Bă, dar de ce nu se mișcă? Ua! Bă! Bă, uitați-vă cum arată, bro! Bă, asta cred că e statuia ei, nu? Bă, uitați-vă la ea! Bă, bă, asta e... Bă, bă, omul crucificat! Unde e omul? A, uite-l acolo! Uai, că dacă nu mai e omul crucificat! Bă, bă, asta e statuia, nu? Da, mă, că... Sau nu se mișcă ea? Nu știu, frații mei, bă. Mai e omul ăla crucificat acolo, bro. În village nu cred că e, boys. Trebuie să fie acolo la... Mă, uitați-vă, acolo e, încă e omul crucificat. Trebuie să fie acolo la pillager, 100%. Bă, era statuie. Mă, uitați-vă acolo. A, se bate cu Iron Golem-ul. Bă, am văzut-o acolo, bro. Bă, ce se întâmplă, men? Acum la pillager trebuie să fie. Dacă nu o să fie, e nașpa rău de tot. Ha, mă, dă-i aici, frate meu, până spaci tu asta, dă-i tare. Bun, oamenii mei, m-am urcat aici cu obsidian, că n-aveam altă variantă. Uitați-vă aici, bă, dar se face... Oh! Oamenii mei, am găsit-o pe Danan. Bă, uitați-vă la ea! Am găsit-o. Bă! 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 Bă, 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 nu, 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 bă! Bă, vine după mine, băi! Vine după mine! Uitați-vă, bă, vine după mine! Mamă, mamă, bă, 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 cum am picat aici, din greșeală! Lasă-mă în pace, nu vine după mine, nu? Nu vine. Mamă, mamă, fii de spă, omor. Omor acum, că am picat aici, omor, fii. Dă-i, dă-i. Dar n-am nicio torță, bro. Am omorât-o? Nu. Mamă, dar mă moară pillager-ul ăla pe mine. Mor, mă, și tu. Bă, zice chestii, voi auziți? Mor, mă. Gata, l-am omorât pe ăla, fii de că mă duc să mă bag cu Danan. Ia lăsați-mă, bro. Uitați-vă, bro, la ea, omor. Bang, bang. Am omorât-o, bro. Pe Danan, bă. Bă, a fost acolo și am reușit să o omor. Bă, fraților, bă, mitul ăsta. Opa, ce-i aici? Opa. Ia stați. Ia stați, s-ar putea să mai găsim ceva. Mamă, ce-i aici? Ok, ok, chestia asta duce undeva? Unde, unde? A, nu, aici la lavă. Bun, fraților, păi... Cam atât a fost cu episodul ăsta. A fost, bă, bune, ceva super, super creepy. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea curând cu episoade noi din mituri de pe TikTok. V-am papă, toți, pa, pa!